Ambasadorii Uniunii Europene au aprobat acordul cu privire la asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova în valoare de 100 de milioane de euro. 60 de milioane vor fi acordați sub formă de credit, iar 40 de milioane sub formă de finanțări nerambursabile. Asistența are drept scop susținerea agendei de reforme. După ce plenul Parlamentului European și Consiliul vor adopta decizia finală în acest sens, banii urmează să fie acordați în trei tranșe, în 2017 și 2018.